2015 le-a adus mai mulți bani asistaților maternali. Indemnizația pentru fiecare copil lunar în plasament a crescut de 6 ori. Acest lucru i-a determinat pe mulți români să crească în plasament un copil defavorizat. Dacă în alte județe cetățenii se înghesuie să devină asistenți maternali, odată cu mărirea indemnizației la Giurgiu, numărul acestora a rămas constant de mai bine de 5 ani. Pe raza județului nostru lucrează cu carte de muncă în această meserie 135 de femei și 5 bărbați. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își desfășoară activitatea 140 de asistenți maternali profesioniști, iar numărul lor a rămas constant în ultimii ani. Asistenții maternali profesioniști sunt salariați ai instituției, angajați cu carte de muncă. Atestarea și reatestarea lor la interval de 3 ani se face de către Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu. Cei 140 de asistenți maternali profesioniști provin atât din mediul urban, din municipiul Giurgiu, 104 persoane, cât și din mediul rural, 36 de persoane. Cei 140 de asistenți maternali profesioniști au în plasament 164 de copii. Cei mai mulți au ales să crească un copil, 18 persoane, 2 copii, iar 2 giurgiuveni au în îngrijire și educare câte 3 copii. Asistații maternali primesc lunar, pe lângă salariul minim pe economie, alocația de plasament în valoare de 600 de lei pentru fiecare copil, alocația de stat de 84 de lei, iar în cazul în care copilul este cu dizabilități, aceștia primesc 168 de lei. Tot în cazul copiilor cu dizabilități, statul oferă un buget complementar, a cărei valoare este stabilită în funcție de gradul de handicap. Pentru asistații maternali care au un plasament 2 sau 3 copii, aceștia mai primesc un spor de 15% la salariu. În cazul celor care au în îngrijire un copil cu dizabilități, sporul la salariu se ridică la 25%.